ani de zile, 12 ani de zile de când ați văzut vreodată orașul ăsta fără gropi. Haideți, nu mai dăm felicitații pe fel de fel de ocupăm, punem câte o florișică pe aici, pe fundul și lăsăm gropile. Dar nu vă spun la Victoria, vă spunem, duceți-vă între aici în Brăila, pe Ștefan cel Mare, între Sfântul Constantin și Colibăr, actuală, și Republice. 732 de gropi l-am numărat eu, astăzi în vară. Chiar a fost interesant, piciorul așa. 732. Haideți să terminăm că dacă Domnul ferește ai matiz la piața aici, nu mai ești cu el. Sunt cratere, vorba domnului Varga, sunt au 60 cm cu apă. Dar nu te mai vezi acolo. Chiar mai ai și capitol, dar am că mai pus. Păi și pula mai pus câte o galeată de asfalt. Iar exact, cum spunea domnul deputat, este foarte clar că până într-o 100.000 de euro pot să asfalteze, nu? Acum depinde ce vrem să facem. Dacă o galeată de asfalt costă 100.000 de euro, chiar nu avem cum. Dacă mergem pe prețuri, eu cred că de 100.000 de euro, de 450.000 de lei, fără prețurile astea, fără TVA, cred că chiar se poate face câte una alta așa.